v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Andrada Găroc și vă prezint jurnalul Știi TV. Cetatea medievală din Târgu Mureș este locul în care 12 instituții de învățământ își vor expune oferta educațională în cadrul celei de-a treia ediții a Târgului de Arte și Meserii. De această dată, temele abordate în cadrul evenimentului se axează pe întreținerea și înfrumusețarea corporală, sănătate, nutriție și sport. Prin organizarea Târgului de Arte și Meserii, municipalitatea își dorește să promoveze importanța învățământului profesional în rândul tinerilor, pentru ca aceștia să aibă curajul de a-și aprofunda cunoștințele și aptitudinile, astfel încât să poată transforma pasiunea într-o meserie necesară comunității. Este o provocare uriașă și trebuie să salut fără niciun fel de rezervă corpul profesoral. Școlile de arte și meserii trebuie pornite sub orice formă. Mă bucur că contrapondere cu ceea ce se oferă, Târgu Mureșul poate oferi prin valorile sale ceea ce ne dorim în viitor. Adică proiecția copiilor noștri care oricând, prin ceea ce fac în școlile de arte și meserii, pot dovedi că orașul, în adevăr, își cunoaște sau pun accent în ce direcție vrem să mergem. Directorul Universității Cultural Științifice Târgu Mureș, Cexis Șandor, spune că în ceea ce privește concretizarea proiectului care vizează înființarea școlii de arte și meserii în orașul nostru, Ministerul Educației ar trebui să joace un rol catalizator, atât din punct de vedere organizatoric, cât și financiar. Pentru atingerea acestui obiectiv este absolut necesară o conlucrare a tuturor factorilor implicați pentru susținerea învățământului profesional. O serie de societăți comerciale care s-au stabilit în zona Târgu Mureșului și în Târgu Mureș lucrează pentru Germania, pentru firme germane cu aparatura specifică, deci de secolul 21, ceea ce nu se cunoaște încă din multe unghiuri de vedere. Acest model stă pe trei picioare, deci școala, incluzând evident ministerul și inspectoratele, ceea ce ei nu au inspectorate, au Camera de Comerț și Industrie, mediul de afaceri și, nu în ultimul rând, autoritatea locală. Dincolo de prezentarea ofertelor educaționale ale instituțiilor de învățământ care au profiluri profesionale, Târgul de Arte și Meserie aduce în fața tinerilor aflați la început de drum 22 de societăți comerciale care oferă locuri de muncă în diverse domenii vizate. Inițiativa organizării acestui eveniment a fost salutată și de Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Mă bucur să mă aflu astăzi la primul eveniment în această calitate de inspector școlar general. Cred că nu putea să existe un cadru mai frumos, mai onorant și mai potrivit pentru începutul activității mele în această funcție decât acesta. Îmi doresc foarte mult, în calitate de reprezentant al acestei instituții, să începem să construim împreună. Să construim împreună noi, cadre didactice, reprezentanții autorității publice locale, reprezentanții comunității locale, beneficiari ai sistemului de educație. În cadrul ediției de primăvară a Târgului de Arte și Meserii, tematica abordată a fost mecanica auto, aproximativ 10.000 de persoane manifestându-și interesul față de activitatea întreprinsă în cadrul evenimentului. De această dată, cei interesați de întreținere și înfrumusețare corporală, sănătate, nutriție și sport pot studia ofertele până vineri 25 noiembrie. Cunoașterea și promovarea valorilor culturale locale sunt principalele aspecte care au stat la baza organizării unui eveniment dedicat editurilor mureșene în cadrul zilelor Bibliotecii Județene Mureș. Prima ediție a Târgului Book Park aduce în fața iubitorilor de lectură o serie de creații literare ale autorilor autohtoni. Târgul editurilor mureșene Book Park oferă posibilitatea publicului târgu mureșan, dar nu numai, să achiziționeze diverse titluri în funcție de domeniul de interes al celor care trec pragul evenimentului. Găsim fiecare editura, cartea, sau de ce nu, cărțile și autorii preferați în aceste zile și până joi seara, când vom încheia acest târg, sper din toată inima ca cei mai mulți mureșeni sau o mare parte din mureșeni să-și facă timp să reușească să treacă pe aici și să se bucure de ceea ce editurile locale le pot oferi. Nevoia de acces la informații de specialitate este regăsită în toate domeniile. Dincolo de acest aspect, interesul cititorilor se îndreaptă și spre lecturile relaxante oferite prin intermediul cărților de beletristică. Directorul Direcției pentru Cultură Mureș, Nicolae Băciu, spune că librăria și târgurile de carte au un rol important în furnizarea titlurilor căutate. Librăriile care există acum în Târgu Mureș sunt ecoul târziu și îndepărtat a ceea ce ar trebui să fie
o librărie într-un oraș în care totuși există 5 mari universități care înseamnă o nevoie de carte însemnată. Nu se întâmplă însă acest lucru și noi ne-am mulțumit să tipărim tiraje și nu cred că sunt singur în situația asta, tiraje minimale, adesea confidențiale. În spatele fiecărei lucrări publicate și prezentate publicului se află ani de muncă și cercetare, fie că este vorba despre cărți de specialitate sau romane inspirate din viața autorilor. Eu, ca profesor care am făcut 46 de ani de învățământ, am predat istorie, literatură română, literatură universală, istoria artelor, estetică teoretică și aplicată la liceul de artă, unde am lucrat 32 de ani. Și tocmai de aceea spun că sfera mea de cuprindere e largă, mă reprezintă țăran cu cravată. Toți cei care doresc să viziteze Târgul Editurilor Mureșene pot face acest lucru până joi, 24 noiembrie. Evenimentul este găzduit la parterul fostului Hotel Park, situat pe strada primăriei numărul 2. Sala mare a Palatului Culturii din orașul nostru a devenit neîncăpătoare. În număr mare, credincioșii ortodoxi s-au reunit pentru a asculta sfintele predici ale părintelui Chelasie Țepeș. Evenimentul, coordonat de Liga Tinerilor Creștini-Ortodoxi din Târgu Mureș, a creat mediul propice comunicării, principalul subiect dezbătut fiind reprezentat de semnificația rugăciunii în postul premergător sărbătorii de Crăciun. Predicile rostite de starețul Chelasie au atras atenția tuturor participanților la eveniment. Scopul acestei întruniri a fost reprezentat de cunoașterea semnificației postului Crăciunului. Vine diavolul și aduce aminte, vezi că l-ați făcut nu știu ce, știi? Nu-l ierta. Adu-i aminte, știi? Nu, că te chinuie pe tine prima dată și tu în loc să te rogi, tu îți aduci aminte de o răutate. Vedeți? Și ne chinuim. De aici vine chinul pe lumea asta. Lumea se roagă puțin. Ar trebui să ne rugăm cât mai mult. Pe urmă, postul. Neapărat postul. Așa? Pe urmă, rodurile, că vine rodul rugăciunii și a postului. Blândețea, dragostea, milostenia. În cadrul conferinței, starețul a explicat care este impactul slujbelor asupra sufletului uman. Se citește Evanghelia și ascultăm glasul lui Hristos, nu-i așa? Și ce ne îndulcim și de glasul Mântuitorului în fiecare Sfântă Liturghie, să nu uitați, noi ascultăm glasul lui Dumnezeu. Ei, mai trece și prin o parte și prin alta, dar tot rămâne ceva. Chiar dacă ai multe greutăți și chiar dacă nu ești atent, da, mai du-te și mâine, mai du-te și poi mâine, mai du-te și să vezi numai cum rămâi cu câte un cuvânt de la fiecare Sfântă Evanghelie, numai cu câte un cuvânt să rămâi. Și în an de zile, să vedeți câte cuvinte importante și frumoase îți rămân în minte și te ajută mult. Dezamăgit fiind de slăbiciunea laturii umane, exprimată adesea prin recurgerea la gesturi extreme, precum suicid, consum de alcool, droguri sau otrăvuri, starețul afirmă că în interiorul fiecăruia dintre noi, păcatul poartă o luptă continuă cu sinele. Cădem în disperare că n-ar trebui creștinii ortodoxi n-ar trebui să cadă în disperare niciodată. Din contră, să se pună în brațele Mântuitorului. Doamne, Tu ai zis, nu? Veniți la mine toți ce osteniți în povară. Uite, eu viu la Tine, uite, uite ce povară și ce greutate am. Și când faceți lucrul ăsta? Când te duci la spovedanie, la preotul tău, la duhovnicul tău? Organizatorii evenimentului au fost reprezentați de grupul coral al Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi din Târgu Mureș, care au oferit participanților un adevărat cadou muzical prin cântecele biserice și colindele interpretate. Credincioșii prezenți la eveniment au avut posibilitatea de a afla răspunsuri la o serie de întrebări adresate direct starețului. Primăria Târgu Mureș a lansat dezbaterea publică privind dezvoltarea economică a orașului și ISJ Mureș are un nou inspector școlar general. Detalii, dar și alte informații aflați în știrile pe scurt.
Primăria Târgu Mureș a lansat dezbaterea publică privind dezvoltarea economică, urbană, mobilitatea și facilitățile urbane ale orașului, dar și protecția mediului. Strategia integrată de dezvoltare urbană reprezintă condiția necesară atragerii fondurilor europene pentru proiecte individuale depuse în cadrul axei prioritare 4 din cadrul programului operațional regional 2014-2020. Viitoarea dezbatere va avea loc pe data de 29 noiembrie 2016 la sediul primăriei municipiului Târgu Mureș, în sala 45. Tema de săptămâna viitoare va fi infrastructura socială, educațională și culturală. Propunerile de proiecte pot fi depuse la sediul primăriei completând fișa de proiect sau pot fi discutate la ședința de dezbatere. În zilele de 17 și 18 noiembrie anul curent, Direcția de Poliție Transporturi din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu CFR Călători și Jandarmeria Română, a organizat o acțiune în cadrul căreia au verificat 26 de trenuri de călători care circulă pe rețelele feroviare din județ. Astfel, dintre cei 40 de pasageri care au fost legitimați în aceste trenuri, 25 au fost găsiți în neregulă și au plătit bilet cu suprataxă, respectiv 25 de lei. Polițiștii au aplicat în total 5 sancțiuni contravenționale în valoare de 1.000 de lei. De asemenea, s-au constatat 2 infracțiuni. Acțiunile de control se vor derula și în perioada următoare în toate trenurile de pasageri, la nivelul întregii rețele feroviare, în special în zonele generatoare de fluxuri importante de trafic, conform hotărârii guvernamentale numărul 203/1994, pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române, pentru un călător care refuză achitarea biletului de taxare în tren se întocmește un proces verbal de contravenție, a cărui valoare se compune din amendă contravențională, care este cuprinsă între 250 și 400 de lei, tariful de transport, bilet taxare în tren, pentru distanța aferentă, tarif suplimentar în valoare de 300 de lei, speze poștale și tarif de identificare în valoare de 30,8 lei. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a transmis în cursul zilei de ieri ordinul de numire în funcția de inspector școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș al Nadiei Rață. Titular la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, Liceul Vocațional Pedagogic Mihai Eminescu din Târgu Mureș, după preluarea mandatului, noul inspector școlar general a organizat o ședință de lucru cu angajații din cadrul ISJ Mureș, în care au fost punctate principalele priorități pentru activitatea compartimentelor în perioada imediat următoare. Totodată, asta a subliniat că întreaga activitate din cadrul instituției trebuie organizată respectând normativele în vigoare, în centrul atenției fiind beneficiarii sistemului de educație mureșean. După o vară fructuoasă și ample investiții implementate în petele, a venit momentul ca localnicii din zonă să se bucure de toate proiectele și beneficiile oferite atât pentru ei cât și pentru comună. Străzi laterale asfaltate, o canalizare la standarde europene, dar și un centru educațional sunt doar o parte dintre proiectele finalizate în folosul cetățenilor vretnici din comună. Am avut strada de legătură între Habic și Beica, modernizată prin asfaltare. Este vorba de 1350 de metri, stradă care a fost asfaltată în totalitate, iar recepția s-a făcut în 2016, în luna martie. Mai avem o modernizare de stradă în localitatea Petelea, în jur de 540 de metri. Stradă care s-a făcut recepția este dată în folosință. Tot în acest an mai suntem pe ultimii metri la predarea canalizării de la constructor la primărie. Chiar dacă majoritatea lucrărilor de aici au fost efectuate prin intermediul finanțărilor europene, investițiile vor continua, administrația locală pregătind și alte proiecte care vor crește nivelul de trai al cetățenilor. Am depus iarăși un proiect pe fonduri europene pentru familii defavorizate. Aici înseamnă modernizarea unor locuințe, număr de 44 de locuințe, în special locuințe de rom, care sunt acoperite cu cătran, cu nylon, cu diferite materiale care nu prea țin, sunt degradabile foarte tare. Este vorba de o modernizare de a le putea oferi acelor familii un acoperiș ca lumea și modernizarea printr-o ușă de termopan sau două geamuri ce se pot pune la aceste locuințe. Pentru că iarna este un anotimp rece în care familiile defavorizate din Petelea nu reușesc să aibă toate condițiile în locuințele proprii, s-au găsit soluții pentru a primi sprijin din partea autorităților locale. Mi s-a aprobat instalarea a două panouri solare pentru producerea curentului electric.
beneficiind și aici în jur de 60 de familii de acest curent, fără a folosi mașini de spălat sau alte motoare, deci numai pentru iluminat. Mai avem în proiect cuprins două containere, unul pentru a spăla hainele, dotat cu 4 mașini de spălat automate, și un container pentru a-și face baia persoane care nu dețin băi acasă. Totodată, primarul comunei spune că pe agenda priorităților se numără și extinderea rețelei de canalizare în Habic și Petelea. Periuța de dinți este folosită pentru îngrijirea corespunzătoare a danturii și a țesuturilor moi din vecinătatea acesteia. De multe ori, atunci când vă uitați pe rafturile magazinelor, vă întrebați ce să alegeți, o periuță de dinți manuală sau una electrică. În minutele care urmează, vom afla care este sfatul stomatologilor în acest sens. Specialiștii susțin că, indiferent de tipul periuței, este important să avem o igienă adecvată și constantă a cavității bucale. Eu recomand orice periaj. Important este să se facă. Fiecare pacient ce preferă. Eu niciodată n-am să spun, fă, spală-te cu periuța cea de dinți sau cu pasta cea de dinți. E important periaj. Un periaj electric este mai comod pentru pacient, că practic își face treaba pe care ar trebui să facem manual prin anumite mișcări. Noile periuțe de dinți electrice au foarte multe rotații care ajung pe anumite zone ale dinților, poate dacă noi ne grăbim printr-un periaj manual, acest periaj electric îl face mai corect. În procesul de curățare a cavității bucale, tehnica de periaj este cea mai importantă. Prin urmare, trebuie să cunoaștem în detaliu fiecare pas pe care îl urmăm atunci când ne curățăm dinții. Periaj vertical, dinspre gingie, spre dinte, întotdeauna zic de la roșu la alb. Deci pe arcade, nu cu dinții apropiați, cu răbdare. Important este să se facă 5-6 mișcări pe grup, deci un periuță are cam așa lungimea capului, nu? Și atunci, în momentul când 3 cm, mergem pe zona respectivă, facem 5-6 mișcări până ajungem în spatele dinții ceilalți și jos iarăși. Nu ne grijăm partea din interior, unde este limba, unde este palatul, acolo iarăși mișcări blânde. Singura zonă unde avem voie să periem orizontal este zona dinților pe care mușcăm. O igienă orală corectă constă în 2 periaje pe zi și folosirea aței dentare după fiecare masă pentru înlăturarea resturilor alimentare din spațiile interdentare. Atât pentru astăzi. Dacă aveți informații sau imagini care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știri@ctv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ctv. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai frumoasă. La revedere!